În această perioadă se fac ultimele pregătiri pentru ca de la 1 aprilie copiii aflați în sistemul de asistență socială să fie integrați în casele de tip familial după ce au fost desființate centrele de plasament din cadrul DGASPC. Din bugetul județului a fost alocată suma de 1 milion de lei pentru renovare. În Mehedinți vor fi 3 astfel de case, la Vânjuleț, Punghina și Drobeta Turnul Severin. În ultimii ani legislația în ceea ce privește serviciile sociale acordate minorilor s-a modificat. Nu mai era permisă creșterea, ocrotirea, educarea copiilor în centrele standard, vechi, ale DGASPC-ului, motiv pentru care, prin mai multe hotărâri de Consiliul Județean, am hotărât în cursul anului trecut să înființăm 3 case de tip familial în județul nostru. Astăzi suntem la una din acestea, în comuna Vânjuleț, acolo unde cu ceva timp în urmă a funcționat un centru de zi pentru copii de la 0 la 3 ani. Este o locație adecvată, reabilitată, cu fonduri de la Consiliul Județean, care așteaptă să își primească beneficiarii. Capacitatea maximă este de 12 locuri. Înțeleg că în zilele următoare, cel târziu la 1 aprilie, se va umple la capacitatea maximă. Vor fi copii și tinerii cu dizabilități separați temporar sau definitiv de părinți prin ordin de plasament sau ordin de plasament în regim de urgență. Condițiile pe care le-am văzut acum în urma reabilitării mie mi se pare mai mult decât decente. Personalul care va funcționa aici este un personal cu experiență, care a funcționat până acum în alte centre ale DGASPC-ului și sunt convins că tinerii și copiii vor avea toate condițiile necesare și toată îngrijirea de care au nevoie. În ultima perioadă, conducerea DGASPC Mehedinți, în frunte cu directorul executiv Adrian Midilici și evident cu sprijinul nostru, am făcut eforturi pentru a reabilita centrele aflate în subordinea DGASPC, motiv pentru care s-au depus cereri de finanțare pe PNRR și deja s-au semnat 4 contracte de finanțare și 4 centre vor beneficia de finanțare din fonduri europene și vor fi reabilitate. De asemenea, aceste căsuțe de tip familial se reabilitează cu fonduri de la bugetul județului și nu ne vom opri aici. Am insistat ca și președintele Consiliului Județean să vadă cum s-au finalizat lucrările, să vadă cum arată aceste case de tip familial, pentru că este firesc, este absolut normal ca președintele Consiliului Județean, Consiliul Județean ca ordonator principal de credite, să vadă cum sunt cheltuiți banii pe care ni-i alocă. Este vorba despre o sumă importantă, 1 milion de lei care au fost alocați pentru aceste 3 căsuțe tip familial. Vorbim despre 12 beneficiari care vor fi în fiecare dintre cele 3 căsuțe de care vorbeam. Sunt condiții, după cum ați constatat, zic eu, mai mult decât decente, sunt condiții foarte bune pentru beneficiarii care vor veni aici începând cu data de 1 aprilie. Este o chestiune de normalitate, așa ar trebui să se întâmple și vă garantez că așa se va întâmpla în toate centrele DGASPC-ului. Am reabilitat acum 3, avem proiecte pe fonduri europene depuse, după cum știți, încă alte 4 proiecte deja cu contracte de finanțare semnate, așa că într-un timp relativ scurt, multe dintre centrele DGASPC-ului vor fi adevărate șantiere în lucru. Mă bucur de această colaborare pe care o avem mai mult decât bună cu președintele Consiliului Județean. Nu știu dacă este neapărat un gest de politețe sau de normalitate, să mulțumim și pe această cale pentru faptul că a înțeles nevoile, necesitățile, faptul că sunt resurse limitate în bugetul DGASPC-ului și că fără ajutor din partea domnului președinte Aladin Georgescu, evident că nu se putea face nimic din toate acestea.